avem un timp la dispoziție, în prezența Domnului, în care putem să profităm de El, să ne bucurăm în prezența Domnului, sau să stăm pe scaunele noastre și să ne gândim ce-o vrut să spună fratele, ce-o vrut să spună cei care au cântat, la ce-o vrut să refere. Eu vreau să vă spun în această seară că Dumnezeu este prezent aici, slăvit să-i fie numele. Și încă de când am intrat în acest loc, Dumnezeu mi-a vorbit că mă iubește. Și prin ce fapt? Că am găsit ușa adunării deschisă. Că am găsit puțină căldură în adunare și am putut să-mi plec genunchi în pace și nici să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul să mă întâlnesc cu El. Și ăsta e un motiv de a lăuda pe Domnul. Pentru că alții nu-L au. Se spune aici că alții s-au omorât să stăiați bucăți, poate față de familii, de copiilor, ca să lepte credință. Dar noi încă ne putem bucura în prezența Domnului. Glorie. Și vrem ca numele Lui să fie slăvit. Amin. Și să nu uităm ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit în această seară până aici. Este un har deosebit să poți sta în prezența lui Dumnezeu și ba mai mult. Să fii conștient că El e prezent. Ăsta e cel mai deosebit har. Să nu vii la adunare numai să fii venit. Să nu vii la adunare pentru că ai fost trimis sau împins de cineva. Să vii la adunare pentru că în inima ta e dorința să te întâlnești cu Domnul. Și atunci, în această dorință, Dumnezeu poate binecuvânta. Pentru că diavolul, părâșul nostru, stă și pândește fiecare pas al nostru. Vine și spune, mă, uite, Doamne, o vin la adunare, nu-i nici o vin. Uite, l-o trimise Stera, fetele de stat este îmbolnav, du-te tu că ce ești de frață, poate spuțâni. Și motivul meu nu a fost că dacă doi sau trei să strâng pentru numele Lui, El coboară în mijlocul lor, slăvit să-i fie numele. El este aici. Important e ca noi să credem și să ne dăm toate sălințele, să ne apucăm de polo hainei Lui și Domnul să ne binecuvinteze. În această seară, așa cum se spunea încă de la început cu privire la sărbătoarea care îi în popor, ce pot spune este faptul că Domnul Iisus Hristos, în marea Lui bunătate, a coborât pe pământ după hotărârea mai dinaintea Lui Dumnezeu ca să împlinească o lucrare. Stau și mă gândesc de multe ori la felul cum îs înțelese aceste sărbători și Sfânta Scriptură spune la Marea Trezire din Samaria, din capitolul 4 din Ioan, spune atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu de la 32 în jos, când au venit ucenicii la Domnul Iisus și a spus, Învățătorule, mănâncă. Și El a spus, eu am o altă mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii imediat s-au întrebat și au spus, ce vrea să zică, oare nu a adus cineva să mănânce? Și Domnul Iisus Hristos continuă și spune, mâncarea mea este să fac voia Celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui, slăvit să fie Domnul. Voia Lui Dumnezeu este sfințirea noastră și n-am putut-o să o realizăm prin lege. Pentru că Sfânta Scriptură spune în Galateni că legea a fost un îndrumător până la Hristos. Prin lege a venit cunoștința păcatului. Prin lege omul a început să umble cu capul plecat pentru că avea de-a face cu Dumnezeu Sfânt. Și Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ cu un scop. Să împlinească lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei frați și surori, m-am gândit în aceste clipe, aceste lucruri le-am primit la rugăciunea la care ne-am rugat. Și am zis, Doamne, ce vrei să-mi spui când o vin de acest verset în mintea mea? Și Dumnezeu mi-a zis atât de clar. Eu te-am chemat și am făcut o alegere specială pentru ca să-mi porți numele. Care e lucrarea ta? Care e lucrarea mea, dragii mei frați și surori? Noi de multe ori ne gândim, eu mă gândesc la data de 4 mai, că fac 44 de ani. Dar mă gândesc la ce-o trecut. Nu mă gândesc la ce o să vină. În această seară Dumnezeu ne-a învățat un lucru, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Când înțeleptul Solomon s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu ca un tânăr neîncercat, fără judecate și spunea, Doamne, îți înfrunte unui popor mare la număr pe care nu-l poți număra. De robului tău înțelepciune să judec cu dreptate poporul. Dumnezeu a spus, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută. În această seară, dragii mei frați și surori, aș dori să înțelegem două lucruri în această mare lucrare a Domnului Iisus. Botezul în apel nu puteam în Ioan 14:6 să spună El sunt calea, adevărul și viața fără a împlini în totul lui tot. Ceea ce trebuia împlini după Sfânta Scriptură. Și botezul în apă este actul în care Dumnezeu vine și face legământ cu omul și omul cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este semnul după care omul este cunoscut că îl recunoaște pe Dumnezeu ca Domn, Stăpân și Mântuitor.
Bineînțeles, și acest act al botezului poate fi și un act fals, cum s-a întâmplat odată între doi tineri care s-au întâlnit într-o adunare și, fiindcă se iubeau, au legat o prietenie și au vrut să căsătorească și după ce s-au căsătorit, o spus tânărul face, să știi că eu nu mai vin de acum la adunare, că eu m-am pocăit numai ca să mă însoci cu o pocăită, dar ea face și eu, m-am pocăit numai să mă mărit cu un pocăit. Erau amândoi lumești, cum s-ar zice, cu scopuri. Nu știu ce o să mai ales de viața lor, dar știu un lucru. Dumnezeul nostru poate schimba, poate transforma și poate noi slăvi să fie El. Problema la care se ridică, dragii mei, frați și surori, și m-am gândit în modul cel mai serios, este faptul la ceea ce spune omului Dumnezeu Ioan în întâia sa epistolă, un lucru grăitor cu privire la lucrarea Domnului Iisus și la un semn care trebuie să se vadă în viața noastră. Fără acest semn vizibil, noi nu suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 8 din 1 Ioan capitolul 3, doua parte a versetului. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului, trăiască Domnul. Domnul Iisus Hristos s-a arătat pe acest pământ ca să nimicească lucrările celui rău. Foarte mult m-am gândit de ce după botezul în apă, imediat Duhul l-a dus pe Domnul Iisus Hristos în pustie să fie ispitit. Spune Sfânta Scriptură, versetul 17 din 3 Matei. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Dumnezeu a mărturisit despre Domnul Iisus Hristos în auzul tuturor, acesta este Fiul meu. Pe pământ, în văzduh, în cer, s-a răspândit această voce, acest mesaj, cu alte cuvinte, atenție! Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Diavolul s-a cutremurat și nu mai știut încotro să apuce când a auzit acest răsunet. El nu a cunoscut lucrarea lui Dumnezeu cu magii. O venit magii lui Roșu și a spus, am venit să ne închinăm împăratului născut de curând. Și o zis, ce împărat? I-am văzut steaua. Care este? Dacă îl găsiți, aduceți-l. Spune să se mânghi și-o lui. Dar spune că au avut alte mârșăvie când au văzut că au fost înșelat de magi. Pentru că Dumnezeu i-a înștiințat să meargă pe alt drum, spune Sfânta Scriptură. Că au omorât toți pruncii de parte bărbătească de la doi ani din jos. De ce? Dacă nu trecea magii pe la Erod, oare ajungea la această cunoștință, mai erau omorât pruncii? Nu. Diavolul nu cunoaște revelația și gândurile care ne le dă Dumnezeu când ne le dă nouă în inimă, direct și în gând. Nu cunoaște. El poate să ne ispitească prin gânduri, dar nu cunoaște ceea ce vorbește mie Dumnezeu acum în gândul și în inima mea. Dar în momentul când magii au venit și au spus, am zis, ne închinăm împăratului de curând născut, imediat diavolul a început acțiunea. Cum de nu l-a ispitit pe Domnul până la vârsta de 30 de ani? Cum de nu a încercat să-i taie calea la 12 ani în templu? Cum de nu a încercat să-i taie calea când l-au adus să-l binecuvinteze? Simeon, cum oare? Am stat și m-am gândit foarte mult. Și viața Domnului Iisus Hristos seamănă cu viața noastră și trebuie noi să ne identificăm cu viața Lui. Dragii mei frați și surori, în momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost botezat și din cer s-a auzit această mărturie puternică, spune Sfânta Scriptură, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. S-a dezmascat diavolul înaintea Domnului Iisus, oricum se putea ascunde. Și a spus tot, și cu împărăția, dacă te vei închina mie, ție-ți-o voi. Dar nu mai trebuie nimic, numai doar să te umilez. Să vadă Dumnezeu că am experiență și am și putere pe pământ dacă m-a îngăduit aici o vreme. Dar Domnul Iisus Hristos a venit cu ceva cu care noi nu ne dăm seama ce putere are în viața noastră și s-a spus aici. Dacă nu ne ducem la sfatul celor răi, noi trebuie să mergem în alte parte, dragii mei, frați și surori. Noi, pe acest pământ, noi avem două forțe care ne poate călăuzi, de care noi ascultăm. Ori vermondul, și acesta este Dumnezeu sau diavolul. Noi vom fi folosiți, ori nu vrem, de Dumnezeu, dacă ne lăsăm de El, vom fi folosiți de El, dacă nu, de diavolul se va folosi de noi. De aceea aș dori să înțelegem în această seară. Lucrarea Domnului Iisus Hristos pe acest pământ a fost să nimicească lucrările diavolului. Ce lucrări a nimicit Dumnezeu când noi ne-am împăcat că El prin Iisus Hristos în viața noastră? Ce lucrări nimicește Iisus Hristos în viața noastră? Am stat și m-am gândit foarte mult și mai ales când se predică despre pietrele vii care noi suntem și prin care Dumnezeu și-a călătuit casa Lui pe acest pământ. Pietre vii, scriem aici,
Casa lui Dumnezeu, limanul bune, sau cum scrie prin România, Biserica Apostolică Pentecostală, Casa lui Dumnezeu. Și dacă ar scrie pe fiecare cărămină să dea de pe la jos și o mână să apare ca și cum i-a apărut lui Belșațar, un cod de mână să scrie acolo, un cap de mână, să scrie mincinoși, hoți, curve, curvari, ticăloși, invidioși, bârfitori. Ce-am zice oare? Să vin în această seară la adunare să fie toată tencarea, toată jos, dar de Dumnezeu, nu de om. Și când intru de-mi la casa Domnului, îl iau pe vecinul cu mine și când intru acolo, ne dăm mâna așa să scrie pe fiecare cărămidă ceea ce este în realitate în casa aceasta. Scumpii mei frați și surori, aș dori în această seară rugăciunea care o face după ce voi termina mesajul, să ne rugăm în numele Domnului Iisus să nimicească orice lucrare străină din viața noastră. Să rupă orice legătură străină din viața noastră. Să dea la o parte orice lucru cu care ne-am îndeletnicit și prin acest lucru nu și-a trage slava Dumnezeu. Pentru că nu-i de joacă. Într-o zi ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu și așa cum spunea fratele Daniel. Într-o zi ne vom prezenta înaintea tronului de har și de îndurare. Nu cu rugăciuni, cum ne putem apropia acum cu ce Pavel la Evrei, nu. Atunci ne vom duce ca să dăm socoteală de binele sau răul care l-am făcut pe pământ. Și spune Sfânta Scriptură că orice genunchi atunci se va pleca înaintea lui Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Dar important e cum mergem. Important e ce am agonisit pe acest pământ în ce privește lucrurile spirituale. Pentru că Sfânta Scriptură spune atât de clar. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Mai are oare Domnul Iisus ceva de nimicit în viața noastră? Mai are Dumnezeu ceva de dezlegat, de rupt? Mai are Dumnezeu ceva la noi ca să modeleze, cum se spune aici, că aici ai casa olarului? Aș dori în anul acesta să luăm foarte în serios aceste lucruri. Pentru că îmi doresc din toată inima să avem parte de puterea lui Dumnezeu, de ungerea lui Dumnezeu și ca să vedem lucrările lui Dumnezeu în mijlocul nostru, nevoie de pocăință și de apropiere de Domnul. Aș dori să nu uităm, încă de la începutul acestui an, să spunem, Doamne, ce mai ai de nimicit în viața mea, în familia mea? Ieri ne rugam cu familia și a fost o zi specială, ne rugam și am zis, Doamne, aș vrea să ai un cuvânt pentru noi. Și când Dumnezeu în timpul rugăciunii mi-a dat un cuvânt, am rămas surprins când l-am citit și am zis, mare Dumnezeu. Mare Dumnezeu, pentru că El vrea să ne hrănească cu cel mai bun grâu din țară. Și cel mai bun grâu din Austria e Sfânta Scriptură, slăvit să fie Domnul. Dar nu te poate hrăni oricum dacă mânci pâinea străinului. Nu poți. N-ai cum. Nu poți să te adăpi din izvoarele apelor vii dacă tu ai alte bălți pe unde te duci. N-ai cum, scumpilor. De aceea aș dori, în primul rând, în această seară să ne gândim la ceea ce încă mai e de nimicit sau de dat spre nimicire din viața noastră. Un cuvânt, o vorbă, o faptă, un gând. Dacă stăm și ne gândim la Acan, ce-a făcut el mare lucru, că a luat o mantă, a luat acolo o tablă de aur, a luat o placă de aur, ce-a făcut un mare lucru? Nu a fost mare lucru, dar a fost împotriva lui Dumnezeu. Pentru că acel lucru a fost trebuia dat spre nimicire. Și aș dori să înțelegem, dragii mei frați și surori, ceea ce spune omul lui Dumnezeu Pavel Corintenilor, că cine nimicește templul Duhului Sfânt, pe acela îl va nimici Dumnezeu. O mințit vreodată Dumnezeu? O glumit vreodată Dumnezeu? Dumnezeu a fost cel ce a stat ferm și o lăsa binecuvântarea și blestem omul să alege, să aleagă. De aceea aș dori în această seară să alegem pe Domnul. Și să spunem, Doamne, vrem de acum înainte viața noastră să o legăm de Tine. Știind că Tu ești singurul cine poți da un viitor și o nădejde. Vrem ca numele Tău, Doamne, într-adevăr să fie proslăvit și Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.